Din cauza secetei prelungite din toamna anului trecut, în județul Brăila, culturile de grâu, ors și rapiță își pot reveni doar ajutate de sistemele de irigații. Lipsa prelungită a precipitațiilor a făcut ca în perioada optimă pentru semănarea culturilor de toamnă, pământul să fie foarte uscat, iar asta a mărit considerabil costurile pentru fermieri. Agricultorii au cheltuit mai mult pentru combustibil. Plugurile au răzbit cu greu prin solul întărit, iar pregătirea patului germinativ a avut nevoie de mai multe treceri cu utilajele. O echipă AgroTV a strâns mai multe informații chiar de la un fermier din insula Marea Brăilei. Aici este o solă de rapiță, de o suprafață de 110 hectare, cu soiul de eminent. Este un soi care l-am mai folosit și în anii precedenți, un soi foarte productiv. Și după cum vedeți și dumneavoastră, sola arată destul de ok. În multe zone din țară, soia e compromisă, foarte mulți fermieri au întors această cultură. Într-adevăr, și eu am întors în zonele unde n-a fost, unde n-am putut să irig, și eu am întors-o. Unde am putut să irig, am început irigatul de data de 25 august și am terminat irigatul undeva pe 5 noiembrie. Deci la toată suprafața de 350 care eu am aici în insula Marea Brăilei. O cultură destul de pretențioasă, ne-a spus. Da, o cultură foarte pretențioasă, o cultură în care fermierii au necazul întotdeauna cu ea, dar în schimb și eu mă gândesc să mă retrag, să nu mai pun din cauza prețului, că acum, nici acum nu este rapiță în țară și prețurile scad, nu o să crească. În condițiile în care România este lovită de secetă? Într-adevăr, secetă s-a instalat de anul trecut și, după cum ne arată statisticile, o să continue și până așa, anul acesta, până la sfârșitul anului. Acum o să vedem, poate nu o să fie așa, dar în schimb trebuie să ne luăm măsuri de pe acum pentru a remedia tot ce mai avem în sistemul de irigație ca să putem să rezolvăm această problemă, pentru că atunci România o să fie foarte mare probleme în această situație. Dumneavoastră cât irigați? Eu irig undeva la 2600 de hectare de pământ, din total din 4000. Dacă n-ați iriga, cultura ar fi compromisă. Deci, dacă n-aș iriga, tot ce vedeți acum și ce filmați, grâu, orz, tot ce vedeți, așa este irigat de astă toamnă. Deci altfel n-ați face nimic. Altfel nu s-ar face nimic. Anul ăsta o să schimbi puțin jocurile, după părerea mea. Adică în sensul că o să ridici un puțin prețul, nu mult, să vadă cum evoluează lucrurile. Dar fermierii trebuie să fie foarte atenți, să le stocheze. O să fie problema că o să le trebuiască bani, dar să facă în așa fel încât să nu dea marfa până când nu se atinge și scopul, adică prețul normal, ca și cum ar fi făcut 6 tone.